Chiar dacă abia am intrat în primăvară, autoritățile locale se gândesc la sezonul estival și redeschiderea complexului de agrement Moldova, adică a ștrandului și zonei de picnic. În acest moment, echipele primăriei din cadrul complexului lucrează la extinderea plajei din ștrandul municipal. Complexul Moldova lucrează la extinderea plajei. S-a început lucru și la terenul de volei pe nisip, deci lucruri frumoase și noi pentru doritorii de a petrece în timpul estival la ștrand. Se igienizează și se pregătește pentru deschidere. Probabil în perioada 15-21 mai vom deschide ștrandul municipal, sigur funcție și de vremea de afară. În perioada menționată, 15-21 mai, vor avea loc și zilele municipiului Roman, atunci când este reprogramată reinaugurarea complexului de agrement, pentru că zona de picnic nu a fost finalizată în 2015, deoarece amfiteatrul în aer liber sau pistele pentru skateboard nu au putut fi realizate. Asta în condițiile în care acest proiect major pe divertisment are termen limită de predare vara acestui an. O noutate pentru anul în curs o reprezintă faptul că tariful de intrare în ștrand va fi unic, indiferent dacă clienții vor dori sau nu un șezlong.